Pentru a doua oară în decurs de numai o lună, sportul giurgiuvean va fi reprezentat la o competiție puternică. Este vorba despre secția de baschet a Clubului Sportiv Școlar și despre unul dintre componenții săi, Cătălin Vlaicu. Acesta a fost selecționat în lotul național de streetball, care pleacă în perioada 21-23 septembrie la turneul final de baschet 3-3 de la Miami. Cătălin Vlaicu susține că este mândru de faptul că va reprezenta România și Giurgiu la un eveniment atât de important și că obiectivul său personal este clasarea pe unul dintre primele trei locuri. Foarte mândru că voi reprezenta România. Pe aceasta care să sperăm că o avem șansă să avem. Da, și Giurgiu de ce? La aici muncesc. La aici muncesc, în adevăr, și se vor vedea rezultatele muncii mele de aici, acolo. Vă spun ocazie să chiar, nu știu, să intrăm în primele trei locuri de acolo. Bravo! Alături de Cătălin Vlaicu, din lotul României, mai fac parte Angel Santana, Sergiu Souca și Andrei Constantin.